Sergiu. Alo? Bună seara, domnul Sergiu. Bună seara. Eu mă numesc Maria Ciorici, domnul Sergiu. Nu știu dacă mă știți. Vreau să v-am scris o poezie pentru dumneavoastră specială și v-am gătat astăzi ziua și tot nu pot da de dumneavoastră nici acum. Domnul Sergiu, vreau să vă dau citire la această poezie. Este despre dumneavoastră și o să vă înțelegeți din partea cui este. Aha, ascult cum ar plăcere. Omule care ai frate, e despre noi acest cântec, doar că fratele meu e departe și am un gol imens în suflet. Avem o relație frumoasă, bazată pe respect și înțelegere. Așa am crescut noi în casă, în iubire, ajutor reciproc și susținere. Când eram mică peste tot din urma ta, era mata codiță, atunci tare te mai spărai. Erai flăcău, te rușinai, doreai să fii independent. Astăzi totul ai dat să fii lângă mine prezent. Făceam borobați pe tigaie din zahar, făceam bomboane pe tigaie din zahar ca multe generații de atunci. Mai puneam acolo și lapte, era bună și cu nuși. După asta aruncam tigaia, tot cu lingură în grădină. Când auzam că vine mama, Ida și ne mai certau părinții. Iar pâinea cu zahăr era atunci la modă. Înmuiam pâinea îngăleată cu apă și o aruncam direct în sac. Mergeam cu pâinea și e bună și mândrie și desert. Suntem o familie ce n-am avut lipsuri. Părinții s-au străduit să ne educe. N-am fost talentați pe atunci. N-au reușit să ne răsfețe. Modest și curățel. Și-au făcut din noi oameni. Niciunul n-a plecat peste hotare. Am crescut lângă tata și mama. Au muncit în țară. Numai să avem să-i avem alături. Să nu ne lipsească iubirea care lipsește multor. Dar tu astăzi ești departe, departe prin străini. Mi-e dor de tine, frate, acasă când mai vei? V-ați dus toată familia, cu toții ați plecat. Chiar dacă aveai bună profesie, dar neajunsurile v-au alungat. În fiecare an de ziua noastră noi sărbătoream împreună. Anul acesta e imposibil și nu suntem deloc de vină. Cu această ocazie vreau să-ți transmit la mulți ani. Și pentru fiul, care mâine e omagiat, îi doresc și lui numai bine. Sănătate multă, multă, frate. Zi de zi mă rog să fie la tine bine și la familia ta tot. Domnul Sergei, pentru dumneavoastră, felicitarea aceasta, cuvintele acestea cu drag au fost scrise. Mi-a povestit surioara dumneavoastră, v-ați dat seama, sora Renata? Da, da. Renata, mi-a frumos și ești. Da, și ea totuși Da. Făcea emoții. Doamne, doamne, că să răspunzi la telefon. Ai răspuns până în sfârșit. Îmi dau seama că erai la serviciu. Da, da. Erai la serviciu, așa. Da, eram la serviciu, da, da. La mulți ani. Da, la mulți ani, sănătate, iubire, stimă și respect din partea celor dragi, realizările scopurilor la infinit, împliniri frumoase, să ai parte doar de momente și clipi de neuitat, să obții ceea ce îți dorești cu adevărat, căci aceasta este singura cale spre împlinire, realizare și fericire. Te cuprind cu drag și dor. Și felicitări și pentru micuțul nostru omageat, care mâine va fi și el omageat și m-a rugat foarte mult, Gabriel, așa? Da, Gabriel, m-a rugat foarte mult, Gabriel, la mulți ani și ție, tare mult, m-a rugat să nu uit de asta, să-l felicit și pe el. Ești și tu mâine, omageat, Gabriel, la mulți ani. Felicitări, Gabi! Mătușa Renata, ce felicit! Nu mă cunoaște! Da, nu mă cunoaște! Da, dar nimeni nu mă cunoaște! Gabriel, eu sunt Maria Ciorici. Și mătușa ta, Renata, ți-a transmis felicitări, ea l-a felicitat pe tata, dar și te felicită și pe tine cu drag cu ocazia zilei tale de naștere, care va fi mâine. Și vreau să, domnul Sergiu, să vă dedic un cadou muzical pentru dumneavoastră, omule care ai frate. O melodie frumoasă, așa de chef, după asta ați vedeți, ați mai stați chefuiți, ați faci ziua de naștere, dar nu știu. Cu drag, la mulți. La mulți ani să trăiți și tot binele din lume vi-l doresc. Două flori și un singur dor sunt eu cu al meu frățior, măi. O mamă viață ne-a dat, cu o mână ne-a legănat, măi. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin. Cât ai frate cu ei, spune, nu ești singur el pe lume.
Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin. Cât ai soră cu ei, spune, nu ești singurel pe lume. La mulți ani să trăiască, domnul Sergi, ia că o lecăță cât de chef și bă. O leacă de chef și voi bună. Mă bucur că zâmbiți, mă bucur că zâmbiți. Chiar de vântul l-a bătut, florile din pom s-au rupt, măi. Și ne-am rătăcit prin lume, dorurile tot ne-adună. Și acum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin. Cât ai frate cu ei, spune, nu ești singurel pe lume. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin. Cât ai soră cu ei, spune, nu ești singurel pe lume. Hai la mulți ani să trăiți cu toată familia împreună. Să vă înțelegeți, împăcare, liniște, armonie și dragoste multă în familia dumneavoastră. Cu drag, domnul Sergi, felicitarea vine din partea surioarei care vă iubește mult. Omului care ai frate, de-a greșit, iartă-le toate. Cât n-ar fi de supărată, inima de frate iartă. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin. Cât ai frate cu ei, spune, nu ești singurel pe lume. La mine sunt unic și rău, vă văd aici. Din apă vin, nu faci din frate. Ia că așa mai gine să vă vedeți. Iată așa, la mulți ani și felicitări din partea surioarei dumneavoastră, care vă salută cu drag și vă dorește tot binele din lume. Dacă aveți ceva să-i transmiteți, ca să găsesc așa lumina să bată, mă învârtesc prin casă și nu știu cum să vă vedeți. Rău să vede. Aveți ceva să-i transmiteți? Da, desigur, vreau să-i transmit în primul rând. Mulțumim foarte frumos pentru așa surpriză, că nici n-am fost o surpriză într-adevăr plăcută. Și îți doresc și mult sănătate și o iubesc mult și mă mândresc cu așa o soră și tot bine din lume, familiei și părinților noștri și la toți care iubesc noi și care iubim. De Doamne, să fie totul bine la dumneavoastră și succes la lucru. Am înțeles că ați avut carieră bună aici, dar ați fost nevoiți să plecați. Da, din păcate, asta e soarta. Asta. La noi, la Moldova, mult pleacă. Nu sunt eu unicul. Da, așa. Soarta. Da. Așa, bine, eu vă doresc o sărbătoare frumoasă dacă astăzi veți sărbători. La mulți ani, sora vă cuprinde cu drag și tot binele din lume vi-l dorește dumneavoastră. Mulțumesc frumos dumneavoastră, mulțumim pentru felicitare și pentru trăduință și tot. Azi mult v-am sunat. La mulți ani. Eu am văzut acum că am venit acasă, telefonul era acasă, de atâta iată de ce. Bine, o zi, o seară frumoasă vă zic și multă, multă sănătate. Mulțumim de asemenea, o seară frumoasă și la revedere, mulțumim cu toate citare. Cu drag. Am domnul Sergi a fost sunat parcursul a două ore. De mult este gata să fac surpriză, iată la noi, am să face noaptea. Și l-am dat tot, știi, dumnealui. Vedeți că a spus că telefonul era acasă, înseamnă că bine că am reușit până la urmă să o facem. La mulți ani încă o dată, domnul Sergiu, și surioara așteaptă cu nerăbdare reacția și înregistrarea. La mulți ani!